În vremea de încercare, când dreptul Samuel chema la pocăință poporul Israel, aflară filistenii din surse prin filaj că în Mițpa se adună evreii cu curaj. De aceea filistenii s-au strâns cu toți de zor și spregătiți de luptă și amenințători. Un duh de frică vine în inim de oșteni. Se apropie oștirea cu mii de filisteni. Chiar dacă ei chivotul și l-au recuperat, pericolul e mare și ar vrea acum un sfat. Spre Samuel se îndreaptă și rugăciune-i cer, să strige el spre Domnul, să strige către cer. Nu înceta în luptă să strigi spre Dumnezeu, în clipe de încercare, acum când este greu. Jehova să ne scape de lei înfuriați, ce vin ca o furtună și-s bine înarmați. Puterea lui e mare și Domnul-i plin de har. Profetul pregătește ca jertf un miel sugar. Apoi spre Domnul strigă ca drept judecător, iar Dumnezeu aude și vine în ajutor. Oricât ar fi dușmanii de mulți și înfuriați, nici când nu-i va răpune pe ai lui Iisus urmași. Iar după rugăciune, o ardere de tot, profetul îi aduce lui Iahve Savaot. Dușmanii înaintează, se cred învingători, dar un vuiet se aude în cer, mai sus de nori, și vuietul naturii cu trăsnete furtuni făcu în ziua aceea cu adevărat minuni. Israel, fără luptă, l-a învins pe filistean. Au dat bir cu fugiții acei vitejoșteni, dar oastea lui Israel pe toți i-a urmărit și până în cetatea Betcar i-a nimicit. A fost o biruință doar pentru cei smeriți, ce s-au bazat pe Domnul, fiind în duh uniți. Profetul între Mițpa și Șen a pus străjer o piatră de amintire, strigând Ebenezer. Până aici Domnul din cer ne-a ajutat, privind spre cei ce în lupta de atunci au triumfat. Putem privi în urmă ca noul Israel și sinceri, plini de teamă, să spunem toți la fel. Vedem cum Domnul nostru ne-a ocrotit mereu, puternic scut în luptă ne-a fost în ceasul greu. O mână perforată văzut am peste noi, duios cum se întinde în vremea de război. Era mijlocitorul cei dincolo de nori, în cerul plin de slavă, în veșnice splendori. El ne susține astăzi la Tatăl cel iubit, prin jertfai de pe cruce, prin tot ce a suferit. Dărâmă acuzarea vrăjmașului Satan, ce adesea ne stă în cale ca duhul filistean. În cerul plin de slavă, neprihănitul miel, la Tatăl mijlocește mai mult ca Samuel. Așa cum Israelul a cucerit cetăți de filisteni robite în multe alte dăți, așa și noi, prin Duhul, în rugă să luptăm. De-a răului sclavie pe mulți să-i liberăm. Pe altar de ce-i aducem al inimii prinos, căci împăratul vine senin și glorios. Ebenezer, Mesia, te așteptăm să vii din cerul slavei tale cu har și bucurii. Nu zăbovi o clipă, poporul tău de aici așteaptă al tău semnal la cer să-l ridici. Amin.